atmosfera de seară la noi în ogradă, la noi în curte. Copiii se joacă, Florin mulge, eu am cărnița în cuptor, Catinca doarme de numa. Hai să vă arăt. Găinile se pregătesc de nani, bineînțeles. Păpușile aruncate pe prispă. Mulțumesc, aruncat pe prispă și ei se joacă cu mingile. Aole, Emma stă în poartă? Nu, dacă ai câștigat? Hai să vedem. Hai să vedem cine dă gol. Ați dat gol? Ce? Dați gol. Ei, eu sunt aici, voi să dă gol. Așa, hai, dați gol lui Lavi. Aia e peste poartă, trebuie să dai pe jos. Nu, 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 se lasă pe mine, las pe mine. Bine, se dă lui Lavi. Ia uzi, dă David. Hai să vedem. Wow, nu i-a dat gol. Să mă jucați cu mine? Mami, stai aici la dos. Așa. Și eu pe mama. Stai că David s-a supărat. Așa, și tu îmi dai gol. Hai să vedem. David, hai. Hai, dăm gol. Wow, nu mi-ai dat gol. A dat Emma gol, n-a dat. Hai să-i dau eu lui Lavi. Îi dau gol lui Lavi? Hai că-i dau. Nu am dat! Caprele așteaptă la muls. Iar astea sunt alea care sunt mulse deja. Hai! Oh! Sus cu ea! Sus cu poarta! Cam asta e atmosfera noastră, așa că eu mi-o bebelușa care s-a trezit acum și îi dau și ei să pape înainte să mâncăm noi, ca ea să fie liniștită și să stea în legănușul ei și să o știu eu ok și să pot să mănânc și eu liniștită. Dacă ea e liniștită, sunt și eu liniștită. Așa că prima oară mănâncă bebelușii la noi în casă. Sigur că da. Ți-e foame? Da. Ți-e foame? Spune. Ți-e foame? Vai, ce bine la mami în brațe. Parcă mi-ai face o țură de nani. Cam așa e povestea noastră cu minunea asta mică. Și serile sunt mai rapide acum, vine noaptea mai repede peste noi, mergem la culcare cu copiii cam cu un sfert de oră mai devreme. Deja serile sunt și foarte, foarte reci, trebuie să închidem geamurile, până acum vroiam să stăm cu toate geamurile deschise să vină răcoare, dar acum nu, acum sunt din ce în ce mai reci, sigur că da. Și să știți că la noi deja vine toamna, așa că poftă mare și vouă, noi urmează să ne punem la masă cu toții, desigur că da, poftă mare și vouă și ne auzim pe data viitoare!